Jurnalist, scriitor și publicist de condiție superioară, Radu Săplăcan a suferit și trăit ca un om devotat spiritualității. Ultimul manuscris cu versuri, încredințat editurii Dacia, poartă titlul Memorial cu păienjeni și fructe și a fost tipărit în chiar noaptea în care Radu Săplăcan se stingea din viață, 15 aprilie 2002. Prin nedreapta dispariția lui Radu Săplăcan, literatura română contemporană pierde unul dintre spiritele sale cele mai nobile și exigente, un critic literar de certă vocație, o voce poetică de neconfundat. Corpul neînsuflețit va fi depus la Casa Radio din Cluj, joi 18 aprilie, la ora 11, iar serviciul religios și înhumarea vor avea loc în comuna Braniștea, județul Bistrița-Năsăud. Ion Moise, ești unul din inițiatorii acestor frumoase manifestări dedicate poetului nostru național, George Coșbuc. Acum, la aniversarea 125 de ani de la nașterea poetului, te-aș ruga să-mi spui în ce crezi că există, constă și se manifestă actualitatea acestui mare model esențial pentru cultura și pentru spiritualitatea românească. Sigur, George Coșbuc, care e de fapt un clasic al nostru și care rămâne un clasic, chiar dacă în anumite perioade a fost contestat, în altele a fost uitat, în altele s-a așternut un praf destul de gros și a fost... Andrei Moldovan, ești alături de mine pentru a încerca să desprindem împreună una din dimensiunile esențiale ale spiritului coșbucean, ale operei sale și mai ales ale dimensiunii de moralitate, spiritualitate și, hai să spunem, românism acestui poet esențial. La ce te opri în acest moment? Poate că m-aș opri la vocația de luminista lui George Coșbuc, de luminător. Adică... De data aceasta îți propun un interogatoriu, între ghilimele, despre actualitatea lui Coșbuc. Cum vede un tânăr poet acum necesitatea raportării la acest monstru sacru al spiritualității românești? Aș vrea să spun că încă se mai spun inepții și enormități despre poetul George Coșbuc. Să sperăm că nu va fi cazul tău. Să sperăm. Prezență culturală în peisajul românesc, acestui muzeu de gravură aici, la Bistrița. Ați vorbit, ați spus un cuvânt de deschidere în un vernisaj, pentru că ați mai spus în urmă cu câțiva ani la Târgu Mureș că pentru un vernisaj nu e nevoie de mai mulți oameni. V-aș ruga acum pentru telespectatorii transilvaneni să vernisați cu adevărat acest muzeu. E important să știm un lucru, că se încearcă de 2 ani, s-a încercat la București să se alcătuiască un muzeu de artă contemporană românească și, dacă se poate, cu participare din străinătate. Și că lucrul ăsta, cu toate eforturile, la București n-a fost posibil. Auzi, dumneata, câte carte ai învățat? Păi eu n-am avut, numai vreo 4 clase. Așa. Și am înțeles că în afară de viori, că ai făcut cam 20 și ceva de viori. Peste 20 de viori. Te-ai apucat într-o vreme când nu era curent electric în Borșa să faci minuni. Apoi aveam până... Sulina, amestec de secolul 19 și secolul 21, oraș care păstrează farmecul secolului trecut, pe care înainte îl numeam burghez, și care și-a adăugat o serie de noutăți edilitare de primă mărime. Și totuși, Sulina are un farmec aparte, pe care doar natura îl poate crea. Este unul din punctele nodale ale deltei Dunării. Cum procedăm cu... Eu zic că domnul Munteanu la ele are o idee foarte bună. Adică aici, el are posibilitatea, prin editura Coșbuc, toată antologie, da, cu câteva poeme din fiecare la care... Da, 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 cea mai deșteaptă chestie, vrea să zic, aici mă gradă mai, știi? 3, 2, 1, merge!
Într-adevăr, o ediție specială. De ce spun specială? Pentru că, iată, au fost în concurs 30 de cărți ale poeților. Au fost 8 manuscrise și încă vreo 15 ale elevilor. O întrebare și în egală măsură îmi permit să vă spun nu neapărat dumneavoastră, ci organizatorilor un reproș. Am văzut foarte puțini oameni tineri la această întâlnire a ASREI, care este găzduită în mod fericit, zic eu, de acest colegiu George Coșbuc. Totuși, lipsa de aderență a tineretului în momentul de față nu vi se pare un semn grav de întrebare la ceea ce se numește idealul național pe care ASRA, asociațiunea, l-a promovat încă din 1861? Domnilor și domnilor, evident, n-am reușit în aceste imagini să vă putem reda conținutul dezbaterilor. Pentru că acele ore, și au fost ore multe, lungi, pe un timp interior de discuții intense, cu participarea unor asemenea personalități, nu pot fi redate într-un timp atât de scurt. Dar acest timp interior, aceste cioburi de timp lăuntric pe care am încercat să le comprimăm în emisiunea noastră de astăzi, dovedesc că la Bistrița se face cultura majoră.